Sfinții Martiri Brâncoveni. De mult, în anul 1654, în satul Brâncoveni locuia un mare boier care avea funcția de postelnic la curtea domnească. El se numea Papa Brâncoveanu. Pe soția sa o chema Stanca și aveau împreună trei băieți, Barbu, Matei și Constantin. Cel mai mic dintre ei, Constantin, avea să devină în anul 1688 voievod al țării românești. Papa Brâncoveanu era unul din apropiații domnitorului Constantin Șerban. Seimenii din țara românească, nemulțumiți de hotărârile voievodului, care îi neglija și nu îi plătea pentru munca lor, i-au pedepsit cu moartea pe boierii apropiați acestuia. Când au ajuns la curtea lui Papa Brâncoveanu, seimenii l-au ucis pe loc, fără să le pese că este tată la trei copii care ar rămâne orfani. Însă doamna Stanca, ajutată de doica celor mici, a reușit să fugă la București împreună cu copiii și să se ascundă în casa stolnicului Constantin Cantacuzino, fratele ei. Acesta le-a oferit un cămin în care copiii au fost ocrotiți și au primit o educație aleasă. Cel mai mic dintre copii, Constantin Brâncoveanu, i-a atras unchiului său atenția prin istețimea, înțelepciunea și dorința lui aprinsă de cunoaștere. Stolnicul, om înțelept care deținea o mare bibliotecă, din care nu lipseau scrierile sfinților părinți, dar nici cele ale marilor filozofi, ale marilor istorici și geografii ai secolului al XVII-lea, a simțit că tânărul orfan de tată are toate calitățile unui viitor boier de curte și l-a îndrumat în drumul său spre cunoaștere. Trecând timpul, tânărul Constantin a primit funcția de mare logofot. Funcția îi permitea ca, în lipsa domnitorului, ca șef al cancelariei domnești, să conducă ședința divanului. Era atent la nevoile curții, dar mai ales la nevoile oamenilor de rând și acest lucru a atras atenția boierilor care, imediat după moartea voievodului Șerban, l-au rugat să urce pe scaunul de domnie al țării românești. Domniile voastre, știți bine că eu sunt la casa mea domn și am trăit până acum așa cum am vrut, nelipsindu-mi nimic. Eu nu-mi doresc această funcție. Voi ați dori ca eu, în aceste vremuri tulburi, pline de războaie și de dușmani, să fiu domn. Nu e voia mea. Aceasta este dorința tuturor? Toți dorim să ne fii domn, măria ta, au răspuns ei. Mulți ani să ne trăiești, măria ta, l-au întâmpinat boierii după ce a fost uns domn de către mitropolitul Teodosie al țării românești la Catedrala Mitropolitană din București. Împodobit de bunul Dumnezeu cu darurile alese, noul domnitor al țării românești a dat dovadă de mare înțelepciune și blândețe. Înconjurat de Maria, doamna sa, și de cei 11 copii, dar și de oameni de seamă, povățuitori precum sfetnicul Ianache, a luat decizii înțelepte pentru ca țara să fie în pace, în bunăstare și în bună înțelegere cu marile puteri ale lumii. Dărnicia și purtarea de grijă ale Sfântului Voievod se revărsau nu numai asupra locuitorilor din țara românească, ci și asupra tuturor românilor din Transilvania, de pe meleagurile siriene, caucaziene și arabe, de la locurile sfinte și de la mănăstirile din Grecia, aflate sub jugul otoman. Dar nu numai de pace s-a îngrijit, ci și de educarea poporului, știind că un popor nu poate rezista fără educație și cultură. Așa cum am tălmăcit Biblia în limba română, să tălmăcim toate cărțile bisericești în limba noastră. Liturghierul, psaltirea, molitfelnicul, octoihul, catavasierul și multe altele, ca tot poporul să înțeleagă sfintele slujbe. Alături de sfetnicul Ianache, i-a fost apropiat domnitorului și sfântului martir Antim Ivireanu, pe care sfântul Constantin l-a remarcat ca tipograf și povățuitor al sufletelor și l-a sprijinit în activitatea desfășurată la tipografiile din București, Snagov, Râvnicu Vâlcea și Târgoviște. Ajungând mitropolit al țării românești, sfântul Antim a supravegheat publicarea multor cărți bisericești și de învățătură. Unele dintre acestea erau împărțite gratuit și folosite ca manuale școlare. Însă credința în Dumnezeu i-a fost cel mai mare sfetnic în luarea deciziilor. De aceea a ridicat lăcașuri de cult sau le-a împodobit cu măestrie. Despre frumusețea mănăstirii Hurezi s-a auzit în toată lumea.
Cronicarii vremii au scris multe despre ea, cum că acolo a luat naștere o mare școală teologică, că domniștorul a înzestrat-o cu o mare bibliotecă ce nu avea seamăn în întreaga țară. Dar nu numai de ea s-a vorbit, ci și de alte ctitorii ale Sfântului, pentru că acesta nu a încetat să ridice casa domnului său așa cum era crezul. Chiar și dinainte de a ajunge domnitor, Constantin a ridicat două biserici, una la Podlogi și alta la Mogoșoaia. A ctitorit în București trei biserici, pe locul altora mai vechi, Biserica Sfântului Ioan cel Mare, demolată în secolul trecut, Biserica Mănăstirii Sfântului Sava, demolată și ea în secolul trecut, și Biserica Mănăstirii Sfântului Gheorghe Nou, existentă și astăzi. Dar lista era mult mai lungă, iar pomenirea lui ca ajutător și ctitor se face în multe biserici din întreaga țară, dar și peste hotare. Domnitorul a cerut ca bisericile să fie ornate într-un stil inedit, numit mai târziu stil brâncovenesc. Combinând elemente orientale, baroce, renascentiste, bizantine, valahe, etc., acesta este cunoscut ca fiind primul stil românesc. Trăsătura de bază a acestui stil o reprezintă atenția pentru ornamente ce îmbină armonios, excesivul și simplitatea, sculptate în piatră sau lemn, ori aplicate sub formă de reliefuri în stuc. Ele sunt folosite mai ales în zonele exterioare, acolo unde pot fi observate ușor, dar și în interior, elemente vegetale, precum flori și struguri cu vrej sau diverse păsări. După aproape 25 de ani de strălucită domnie, marele voievod Constantin Brâncoveanu, împreună cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, precum și cu sfetnicul Ianache, au fost chemați să-și mărturisească credința și să fie părtași pătimirilor lui Hristos, primind cununa muceniciei. În săptămâna pătimirilor din anul 1714, în urma trădării unor boieri care au uneltit împotriva lui și au spus în altei porți otomane care bogății. Pe care le ține ascunse și nu plătește tribut așa cum se cuvine, sultanul Ahmed al III-lea s-a înfuriat. Iubind bogăția, a trimis la București ostași să-i aducă la Constantinopol pe Sfântul Voievod împreună cu cei patru fii mai mari și cu sfernicul său de suflet Ianache, crezând că îi va forța să spună locul unde își ține ascunsă comoara. Nu exista nicio comoară și, nefiind crezuți de sultan, au fost condamnați la moarte. Un singur lucru îi mai putea scăpa de sentință: renunțarea la credința ortodoxă și îmbrățișarea credinței musulmane. Ajungând la Constantinopol, escortați de ostași turci, mărturisitorii lui Hristos au fost plimbați pe străzile pline de lume, venită să vadă creștini legați în lanțuri, întocmai ca rocofăcătorii, desculți, cu capetele descoperite. Sfântul Voievod și-a îmbărbătat copiii. Fiii mei, am pierdut toate avuțiile, să nu ne pierdem și sufletele, stați bărbătește, dragii mei, și nu vă speriați de moarte. Priviți la Hristos, Mântuitorul nostru, care a răbdat toate chinurile pentru noi și cu ce moarte de ocară a murit. Credeți tare în El și nu vă lepădați de credința ortodoxă, pentru viața și pentru lumea aceasta. Aduceți-vă aminte de Sfântul Apostol Pavel, care a zis că nici sabie, nici îmbulzeală, nici moarte, nici orice altceva nu îl va despărți de Hristos. Acum, dulci mei fii, cu sângele nostru să ne spălăm păcatele. Primii au fost uciși vistierul Ianache Văcărescu, apoi fiul cel mare Constantin, după care Ștefan și Radu. Mateiaș, care avea doar 12 ani, s-a speriat când călăul a ridicat sabia să-i taie capul, dar tatăl său i-a spus cu blândețe întărindu-l: din sângele nostru n-a mai fost nimeni care să-și piardă credința. Decât să-ți lepezi credința strămoșească pentru a trăi ani mai mulți pe pământ, mai bine mor de 1000 de ori. Atunci Mateiaș s-a întărit și, întinzându-și liniștit gâtul pe tăitor, i-a zis călăului: vreau să mor creștin. Lovește! Astfel și-au mărturisit cei 6 creștini credința și dorința de a muri pentru Hristos. Era în ziua praznicului adormirii Maicii Domnului, la 15 august,
când Sfântul Voivod Constantin Brâncoveanu împlinea 60 de ani. Trupurile martirilor au fost aruncate de păgâni în mare, de unde au fost culese de creștini greci milostivi, care le-au îngropat în taină și cu evlavie, nu departe de Constantinopol, în insula Heibeli, care în trecut se numea Halki. În cimitirul bisericii mănăstirii închinate Maicii Domnului și Sfântului Ioan Botezătorul, mănăstirea ajutată mai înainte de Sfântul Voivod Constantin. Ca pedeapsă pentru nesupunerea soțului ei, Doamna Maria a fost trimisă în exil pentru mai mulți ani, împreună cu fetele sale și ginerii. În anul 1720, Maria, credincioasa soție a Sfântului Martir Brâncoveanu, a reușit să aducă în țară sfintele moaște ale voivodului și le-a mormântat în biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Titoria sa, vegheată de atunci și până în zilele noastre de lumina candelei. Soția domnitorului a scris pe candela care luminează la mormântul lui: această candelă s-a dat la Sveti Gheorghe cel Nou, luminează unde odihnesc oasele fericitului domn, eu, Constantin Brâncoveanu, Basarab Voivod, iulie, în 12 zile, leat 7228, adică 1720. În 20-21 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul sfinților pe marele voivod martir Constantin Brâncoveanu, împreună cu cei patru fii ai săi și cu sfetnicul Ianache, cu zi de prăznuire în data de 16 august. Cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la trecerea la Domnul a Sfinților Brâncoveni, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2014 an comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni. Cu această ocazie, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, moaștele Sfântului Constantin au fost așezate spre cinstire într-o raclă nouă și purtate în pelerinaj atât în București cât și în multe alte localități din țară. În București, pelerinajul a avut loc în data de 21 mai, pornind de la Catedrala Patriarhală, în amintirea momentului când și-a început strălucita sa domnie. El a continuat urmând traseul procesiunii din 21 mai 1934, organizată cu ocazia reîncumării osemintelor voievodului martir. Glosar de termeni. Postelnic. Boier de divan care avea în grijă odaia de dormit a domnitorului și audiențele de la curte. Boier. Nobil. Seimen. Mercenari. Sârbi, bulgari, bosniaci, greci și turci, aflați în oștile domnilor români. Divan domnesc. Consiliu format din reprezentații mari boierim și din alți dregători care luau parte alături de domnitor la conducerea țării. Stolnic. Dregător care purta grija mesei domnești, fiind șeful bucătarilor, al pescarilor și al grădinarilor. Mare logofăt. Conducătorul cancelariei domnești, supraveghea redactarea actelor domnești, punea sigiliu domnesc pe acte. A fi uns domn. Cel care era propus pentru funcția de domnitor, rege, voievod, era alesul lui Dumnezeu. Iar slujba specială pentru încoronare era făcută de primul dintre episcopi. În fiecare biserică se pot observa cele două jilțuri, unul pentru conducătorul bisericii și unul pentru domnitor. Sfetnic, sfătuitor al domnitorului. În alta poartă otomană, denumire dată curții sultanului. Sultan, conducător absolut al Imperiului Otoman, călău, bărbat care se ocupa cu executarea osândiților la moarte. Exil, pedeapsă mai ales cu caracter politic, care presupune obligarea unei persoane de a părăsi țara al cărui cetățean este.